Dragi prieteni, bine ați venit la un nou studiu. Vă zicem un bun venit pe canalul Star Moldova. Astăzi vom continua lecțiile școlii de sabat și avem lecția a treia la rând, care poartă titlul Organizarea preoției lui Melchisedec. Și această lecțiune o vom învăța împreună cu fratele Anatolie. Te salut, fratele Anatolie. Bine v-am găsit. Versetul introductiv de la 1 Ioan 3:2 spune așa: Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și o mică notiță spune așa: Răul nu rezultă din organizare, ci din faptul că se face din organizație totul și din evlavia vitală ceva de puțină însemnătate. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece astăzi prin această lecțiune și vom vedea cum a organizat Dumnezeu biserica sa, pe cine i-a pus în funcție, cui ar trebui să ne supunem până într-un final și care este datoria mea ca membru în această biserică. Primele întrebări cu titlul Daruri de seamă în biserică. Întrebarea: cum ar trebui să ne purtăm unii cu alții, indiferent de darurile pe care le avem? Și numiți câteva înzestrări specificate prin primele. Da, dacă ne uităm la prima întrebare, cum ar trebui să ne purtăm unii față de alții, ar trebui să ne purtăm cu o dragoste frățească, în cinste să dăm întâietate și în felul acesta să putem fiecare să ne cunoaștem locul, deoarece știm că în biserică Dumnezeu a dat diferite daruri oamenilor, adică fraților în credință. Și acum, dacă fiecare ar considera că darul lui este cel mai și ar căuta superioritate, n-ar fi cuvincios. Nu ar fi caracteristic bisericii Domnului sau caracterului Domnului Iisus. Dar spune că trebuie să fim fiecare supuși și fiecare să dăm întâietate celorlalți. Adică, considerând că poate avem ceva, un dar, dar să nu uităm că cineva sau alt frate are ceva superior mie. Adică întotdeauna este ceva care cineva are mai prețios ca noi. Da. Și de aceea ar trebui să considerăm pe frați ca fiind de asemenea ca și noi un canal prin care Domnul vrea să binecuvinteze biserica sa sau să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Și de aceea ar trebui să dăm întâietate, să dăm cinste fiecăruia. Da. Acum, dacă ne uităm la partea a doua, numiți câteva înzestrări, aici spune versetul că și Dumnezeu a rânduit în biserică mai întâi apostoli, proroci, învățători sau evangheliști și tot așa mai departe. Ar fi primele acestea. De ce m-am gândit și la partea asta întrebării? De ce ar fi primele? Sau de ce întrebarea ne întreabă primele să le numim? Cred că acestea sunt motorul organizației bisericii. De ce sunt întâi apostoli și nu sunt prorocii? Pentru că dacă ne uităm, prorocii sunt cei care au legătură, parcă direct viziune au. Acum, datorită faptului că sunt și proroci mincinoși, apostolii sau predicatorii sunt cei care trebuie să testeze. Prorocii sunt de la Domnul sau prorociile. Da. Și de aceea sunt fiecare, adică este o etapă rânduială, sau o rânduială, da. Da, într-adevăr, așa este. Dacă ne aducem aminte pilda cu talanții, Dumnezeu poate mie mi-a dat 2, cuiva i-a dat 3 talante, adică daruri chiar avem. Cineva este înzestrat mai mult, cineva mai puțin, însă principalul lucru care nu trebuie să-l uităm, trebuie să ducem cont de ceea ce a spus Hristos: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Exact. Ca să existe unitate în biserică. Mergem mai departe, întrebarea B. Explicați câteva îndatoriri ale slujbașilor, ale slujitorilor și de ce lucrarea lor nu se limitează la o singură biserică. Dacă ne uităm după verset, ne este relatat aici împrejurarea în care Domnul Iisus îi pune întrebări lui Petru după ce Petru îl tăgăduise pe Domnul Iisus, dar acum parcă s-au integrat sau l-a primit pe Petru cu bunăvoință și îi pune întrebări.
Întrebările dacă îl iubește pe Domnul Iisus. Și Iisus îi spune, Domnul Iisus îi spune că paște oițele mele, paște mielușei, oițele și apoi paște oile. Adică, ce ar trebui să înțelegem din această relatare? Că slujbașul are o datorie ca să se comporte cu fiecare vârstă și cu fiecare membru după cum este. Deci mielușeii, apoi oițele și apoi, adică de fiecare vârstă are nevoie de o atenție aparte și specială, putem spune, dacă în felul acesta se poate pe fiecare să-l pună așa în legătură cu pe calea dreaptă. Da, și pe calea dreaptă, da. Acum datoria o mai are slujbașul ca să lege pe cea rănită, să vindece pe cea cu inima zdrobită, pe fiecare să-i vină fiecăruia în ajutor ca să-l pună în legătură cu Domnul Iisus. Da. Și în felul acesta își face datoria, în felul acesta poate un pastor sau un păstor să fie de folos pentru membri. Pentru turmă, da, așa este, mulțumim. Întrebarea următoare, întrebarea ce? Cine îi alege pe lucrători și ce devin aceștia odată aleși? Pe lucrătorii îi alege comunitatea sau comunitățile. Deci membrii din comunitate văd cine are o abilitate așa mai aparte, o înclinație, să poată să dea învățături, să poată să rezolve probleme, să dea răspunsuri la întrebări. Și în felul acesta comunitatea alege și o propune. Alege pe cineva în fruntea lor. Ce devin? Devine conducătorul lor. Da. Sau reprezentantul lor rămâne. Pentru că în felul acesta, mai departe, acest reprezentant merge și ca delegat, poate să fie undeva într-o conferință de câmp, într-o conferință de uniune și așa mai departe. Deci comunitatea alege. Acum, cum îi alege? După caracteristici. Și caracteristicile le vedem chiar aici. Spune așa că să fie supuși celor bătrâni, să fie vorbiți de bine, să fie adică exemplu pentru turmă, el, familia lui și așa mai departe. Deci acestea sunt caracteristicile. Da. Mergem mai departe la punctul 2, hirotonire. Întrebarea, care este rolul bătrânilor și cum ar trebui să ne purtăm față de ei? Cei care deci, deja sunt mai rolul bătrânilor, după versetele care ni sunt relatate și de obicei cum se spune și la noi, cine este bătrân de adunare. Uh-huh. Am fost foarte mulți ani bătrân de adunare, deși eram tânăr. De pe la 23-25 de ani, de acum așa, a durat mult timp, cine e bătrân de adunare, dar eram tânăr după versete. De obicei, conducătorul unei comunități se spune că este bătrân de adunare. Sau, după versete, este prezbiterul. Deci rolul bătrânilor este acela de a avea grijă de o comunitate. Acum se spune că sunt bătrâni, dar noi îi mai numim și prezbiteri. Mulți ani în urmă, când eram tânăr, îmi spuneau bătrânul de adunare, deși eram de vârstă tânăr. Da. Versetele aici ne mai arată că aceștia sunt numiți ca prezbiteri, conducătorii locali. Da. Uh-huh. Rolul bătrânilor este ca să supravegheze asupra bisericii, asupra comunității și să aibă grijă de partea spirituală și de partea administrativă. Spune aici în verset, păstoriți turma care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. Să ne facem, de exemplu, păstorul trebuie sau prezbiterul trebuie să fie bun exemplu pentru turmă, el, familia lui. Și în felul acesta, supuși unii față de alții, să poată să prospereze biserica, să poată să meargă înainte. Da. Ar trebui să ne purtăm față de ei cu cinste. Adică, i-am ales, trebuie să-și îi respectăm pentru această funcție. Da, așa este. Întrebarea B. Descrieți procesul de hirotonire și explicați când este acesta cuvenit. Despre caracteristicile slujbașilor am vorbit și mai înainte. Acum ne mai este arătat și aici că trebuie să fie aleși
bărbați, vorbiți de bine, să fie plin de Duh Sfânt. În felul acesta sunt aleși prezbiterii. Sunt hirotoniți atunci când este nevoie de hirotonire într-o comunitate. Deci, dacă am observat mai devreme, ne era relatat despre cum sunt organizate. Deci, predicatorii merg și organizează grupuri, comunități, așa. După aceea trebuie să fie puși cineva și predicatorul merge mai departe, în alte comunități. Nu are doar o singură comunitate, însă prezbiterii sunt hirotoniți la cerința comunităților. Comunitatea de asemenea vede caracteristicile, vede dacă cum administrează lucrurile și în felul acesta sunt hirotoniți slujbași pentru comunități. Da, așa este. Mergem mai departe la punctul 4, păcatul pe față. Întrebarea: cum ar trebui să procedăm cu păcatul în biserică? Și a doua parte a întrebării: odată ce o persoană nu mai are calitate de membru al bisericii, care este singura cale de reprimire? Deci, comportamentul sau procedeul când cineva încalcă ceva sau a procedat cumva mai în mod așa necorespunzător. Deci totul depinde de împrejurare. Dacă a fost într-un cerc mai restrâns, în Matei 18 ne este arătată regula cum trebuie să ne apropiem sau cum să vorbim cu acei persoane, da, să rezolvăm această problemă. Uh-huh. Și dacă a fost în cerc restrâns, mergem și îi spunem între patru ochi, așa spunem, între două persoane. Uh-huh. Dacă cumva nu ne ascultă sau nu recunoaște, trebuie să mai luăm un martor. Și tot așa, dacă nu ascultă, luăm niște reprezentanți sau cineva din comitet și mergem să rezolvăm întrebarea. Dacă tot nu ascultă, atunci spus bisericii și în felul acesta poate să fie administrată o cenzură sau luate măsuri până când, dacă tot nu ascultă, este exclus. Și aici ne este relatat în Biblie că trebuie să fie privit ca vameșul sau ca păgânul. Da. Asta nu ar trebui ca să-i desconsiderăm, ci din contră ca ne arată modul de a începe o lucrare de la început cu ei, pentru ca să poată să înțeleagă datoria care o au față de biserică și față de Domnul. Și în felul acesta să fie adus din nou la în starea cea bună, ca un membru cu drepturi depline. Acum, dacă se vede dovada pocăinței, de exemplu, dacă a fost exclus, dacă a fost readus înapoi la cea stare ca să înțeleagă lucrurile, atunci este reprimit prin botez. Da. Așa este. Mulțumim. Întrebarea B din acest al treilea punct. Toate păcatele trebuie să urmeze instrucțiunilor din Matei 18 sau nu? Nu. Nu. De ce? Pentru că dacă, de exemplu, a păcătuit public, de exemplu, la o adunare de membri sau ceva s-a întâmplat și a făcut ceva public, atunci trebuie mustrat public. Ca atunci, la moment, trebuie spus că nu a procedat corect și să fie un avertisment și pentru alții. Dar dacă nu a fost public, e bine ca să nu dezvăluim, ca mai bine să rezolvăm problema într-un cerc mai restrâns. Da. Chiar ne este dat exemplu scris aici al lui Ellen White, care a mustrat pe cineva public și spune că soțul acelei sore s-a simțit cumva jenat și a spus sorei White că ar fi trebuit să îndeplinești ceea ce scrie în Matei 18, să nu spui pe față. Însă ne este dat lămurit de scris că în momentul în care este comis un păcat sau o greșeală public, ar trebui public spus ca toți să știe că nu este bine să faci așa. Da, așa este. Mergem mai departe, punctul 4. Stabilind doctrinele. Întrebarea: este fiecare membru al bisericii în măsură să decidă cu privire la întrebările legate de doctrină sau nu? Și nu și da. Adică nu. Bineînțeles că fiecare membru trebuie să fie supus, așa cum am spus mai înainte, bătrânilor, prezbiterilor, predicatorilor și așa mai departe. Deci nu este indirect, dar putem spune că și da, cum ar fi. Acești membri au un reprezentant. Au ales. Au ales un reprezentant.
Acel reprezentant este un delegat care merge la o conferință, care la rândul său el va alege alt delegat care va merge la o conferință de Uniuni și de la Uniuni va merge la conferința generală unde se stabilesc doctrine și așa mai departe. Și în mod indirect, dar totuși ia parte la această alegere. Da, așa este. Întrebarea următoare, întrebarea B. Odată ce o decizie oficială este luată, cum trebuie să tratăm această decizie și ce efect are asupra întregului corp al comunității? Da, aici mergem mai departe de acum. Tot despre organizare și am vorbit despre delegații care sunt cumva indirect implicați în alegeri. Acum, dacă se iau hotărâri la o conferință, de exemplu, și cineva nu este de acord, păi cum să nu fim de acord? Noi am trimis un reprezentant și am trimis un reprezentant în care avem toată încrederea, în căruia îi acordăm tot sprijinul și îl acredităm pentru vot. Acum, trebuie să fim supuși și să fim gata ca să ne supunem acelei hotărâri care a fost luată. De exemplu, în întrebarea aceasta ne este relatat despre situația ucenicilor apostolilor, când știm că se mărea numărul neamurilor, da, care veneau la credință, iudeii au venit cu o propunere ca să fie și tăierea împrejur. Acum cum trebuia rezolvată problema? Și vedem că frații au trimis delegați, acele comunități au trimis delegați pe frați la Ierusalim, unde a fost făcută o conferință, unde s-a discutat toate aspectele. Și acum, cei care nu erau sau care li se părea că trebuia făcută tăierea împrejur, acum trebuia să se supune acelei hotărâri de la Ierusalim, de a fraților, pentru că au acreditat persoane speciale ca să meargă, să discute și să vadă toate aspectele. Exact aceeași problemă și noi trebuie să o înțelegem, că acei hotărâri care se ia trebuie să ne supunem, deoarece este voia lui Dumnezeu în aceasta. Da, așa este. Întrebarea ce? Ce se întâmplă dacă membrii individuali sau slujbașii refuză astfel de decizii? Mergem mai departe acum. Dacă totuși nu se supun, sunt două extreme. Ori o iau în focul fanatismului, ori cad în gheața formalității sau formalismului. Deci aceste persoane care nu sunt de acord, cu siguranță o iau în una din acestea două. Deci este un teren foarte periculos. Să ne supunem, deoarece ne-am rugat Domnului, am acreditat, trebuie să ne supunem acelei hotărâri. Da, așa este. Ultimele două întrebări cu titlul Grija lui Dumnezeu. Întrebarea, cum vede Dumnezeu biserica sa? O vede ca lumina ochilor săi, deci o vede ca o biserică sau ca o mireasă care este pregătită pentru mire. Acum, cel mai valoros lucru pe care îl are Dumnezeu pe acest pământ este biserica sa. Sunt copiii săi care sunt formați, care formează biserica și spune că sunt protejați ca lumina ochilor săi. Vedem, de exemplu, într-un corp. Avem diferite membri, dar dacă observăm, ochii sunt ceva sensibil și ceva special, că mâna nu poate fi parcă protejată de ceva, dar ochii la orice, să spunem așa, temere, gata, îi închidem. Deci, în felul acesta, vedem că Domnul are un popor care îndeosebi îi atrage atenția. Motivul este același care l-a avut și cu poporul Israel. L-a ales pe poporul Israel nu ca să fie doar poporul Israel poporul său, ci ca prin poporul Israel, dându-i toate bogățiile adevărului, să poată să-L reprezinte pe Dumnezeu și să poată să fie o învățătură pentru neamuri, să fie trimiși la neamuri. Acum, biserica sa are aceeași menire. Nu este ceva special ca să fie doar ei, ci ca să fie, să-L reprezinte pe Domnul Iisus în întreaga lume. Da, așa este. Foarte frumos spune ultima parte din notă, aș vrea să citesc. Dacă ne așezăm de partea lui Dumnezeu, a lui Hristos și a inteligențelor divine,
Scutul larg al atotputerniciei este deasupra noastră. Puternicul Dumnezeu al lui Israel este ajutorul nostru și nu trebuie să ne temem. Cei care se ating de poporul lui Dumnezeu ating lumina ochilor săi. Deci, puterea și protecția este datorită că ascultăm și suntem gata ca să fim supuși lui Dumnezeu. Da, așa este. Ultima întrebare din această lecțiune, întrebarea B. Ce fel de biserică va fi pregătită pentru Domnul Iisus? Întrebarea aceasta am avut-o și în lecția trecută, pare. Era puțin diferită, adică ce fel de biserică va fi pregătită să-L întâmpine pe Domnul Iisus și de ce sau și cum. Da, da, da. Deci, Domnul Iisus va întâlni sau are o biserică care este curată, desăvârșită și anume caracteristicile care sunt, care o arată că este adevărata biserică, pentru că multe biserici, multe denominațiuni poate să pretindă că sunt biserica Domnului, dar caracteristicile sunt următoarele. Această biserică spune că o rupe cu păgânătatea, cu poftele lumești, trăiește cu cumpătare, dreptate, evlavie și este gata sau plină de râvnă pentru fapte bune. Deci, bineînțeles că dacă privim așa în general, biserica are încă probleme, da? Ca fiecare dintre noi mai avem încă probleme de așa, caracter nedesăvârșit. Însă luptăm pentru aceasta și dacă avem dorința, Domnul Iisus spune că trăind pe acest pământ a deschis calea sau a făcut calea posibilă pentru fiecare copil al său ca să biruiască orice ce inclinație firească păcătoasă și să putem să trăim împreună cu Domnul Iisus, să biruim orice ce defect, orice obstacol. Da. Și în felul acesta Domnul Iisus pune în dreptul nostru meritele sale. Nu ca și cum noi prin propriile puteri ajungem de săvârșirea, doar în meritele Domnului Iisus. Da, așa este. Mulțumim, mulțumim fratele Anatolie că ai fost astăzi cu noi. Domnului să-i mulțumim, da. Slavă lui Dumnezeu că ne-a acordat acest timp și am putut petrece această lecțiune împreună. Mulțumim vouă, dragi prieteni, că ați fost cu noi. Astăzi am studiat lecția a treia. Vă invităm la un nou studiu pe care îl vom avea săptămâna viitoare, unde vom studia lecția a noua, lecția a patra. Pe curând!